România nu duce lipsă de specialiști. Nu de specialiști avem nevoie, avem nevoie de caractere. Pentru că specialistul, dacă nu are caracter, face prăpădă în jurul lui. O populație neinstruită, fără caracter, va fi mult mai ușor de controlat. Eu știam că este un produs netestat, deci până una alta deocamdată era o travă și eu nu doar nu puteam, deci era eu nu, -aș, dacă eu tăceam, eu, eu cred că și muream. S-au încercat metode deocamdată blânde de a ne supune și cred eu că înainte de izbăvirea pe care o vom resimți și o vom prinde și noi sper cu inimile deschise, uh, vor uh, aplica măsuri mult mai dure, căste n-au fost eficiente, astea soft. Va fi tragedie, cred eu, care precede apariția unei epuși de lumină și de bunăstare și în care vom vedea că am trăit în minciună zeci sute de ani lume fără Dumnezeu este o grădină zoologică, nu este societatea aceea. Vrei să anihilezi societatea, trebuie să întrerup legătura dintre Dumnezeu și om. Duci în derizoriu rolul credinței în societate, care ne-a menținut secole, așa cum suntem acum și sper eu că noi doi suntem rămășițe ale acelor vremuri care nu dorim altceva decât să facem prozeliți. Adică să arătăm lumii se poate rezistați pentru că asta e calea spre adevăr. Și asta se poate face numai cu Dumnezeu. Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Încântat de asemenea S-am ca oaspete astăzi, un om pe care îl respect, îl prețuiesc și îl admir foarte mult, nu doar pentru profesionalismul său excepțional, care l-a făcut faimos și foarte apreciat medic, ci mai ales pentru verticalitate, conduită etică și curaj, calități demonstrate, în special în perioada tristă pe care propaganda a intitulat-o. Pandemie. în condițiile în care mai degrabă cred că ar fi meritat eticheta de pandemență, cum zicea cineva. Medic primar la Institutul de Gastroenterologie și um, Hepatologie din Iași, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, Răzvan Constantinescu, bine ai venit! Sper și bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Știu că invitația, că uh, venirea ta la București e motivată nu doar de invitația pe care ți-am adresat-o cu, cu mult interes și cu multă căldură și cu multă simpatie, da. ci și din dorința de a pune umărul la un proiect politic. Despre ce e vorba? Uh, o să-ți răspund așa în varianta scurtă. M-am asociat unui partid... Uh, Necunoscut deocamdată, sper eu să devină în câteva zile extrem de cunoscut. Patrioții poporului român, alături de Mihai Lasca, care este deputat în Parlamentul României. Și pe care eu l-am identificat după lungi căutări ca fiind exact conform principiilor mele. Adică pune pe primul loc demnitatea curățenia n-a modificat o literă din discurs în toți anii ăștia. Când, sigur, dorința de a-ți păstra un loc îl duți și în următoarea legislatură, te-ar fi putut face obedient la mofturile unui șef de partid. Și el n-a făcut asta, el s-a retras de naur mai de mult. Și pentru că noi Zic noi, pentru că tu m-ai ajutat foarte mult și până la urmă am reușit demersul de înființare al unui nou partid. Dar asta a apărut târziu, acum o săptămână, când în sfârșit ați câștigat pentru mine recursul la Tribunalul București. El avea acest vector de înainte, Partidul Patrioții Poporului Român, și am încercat noi ieri la Palatul Parlamentului să oficializăm în prezența a 135 de prieteni dragi, multe persoane cunoscute, să oficializăm această, să zicem, lansare, nouă lansare a unui partid deja existent. existent care să ofere o alternativă celor care nu doresc să mai voteze ceva deja existent, partidele principale din Parlament, dar nici nu se simt reprezentați de o poziție zgomotoasă, cu mijloace, eu știu, rudimentare de luptă. A fost foarte frumos, am primit reacții favorabile. Și n-am motive să mă îndoiesc că vom avea succes. Țin pumnii și îți urez succes. <laughs> uh, în timp ce vorbeai, mi-a în minte o zicere, nu știu cui aparține, care spune: Politica este arta de a căuta necazuri, de a le găsi peste tot, de a le diagnostica incorrect și de a le aplica remediile greșite. Sper că tu, ca medic care trebuie să, trebuie să dai diagnosticul corect și să aplici rețeta și remediul corect, să faci și în această nouă misiune să ai același succes. Mă țin pumnii, repet. Aș completa ceva. Asta pentru că mi-ai spus de rolul unui medic în această ecuație. Că din discuțiile noastre din ultimul an, știi și tu că pentru mine demersul electoral nu prea există. Și nu asta e ținta, drumul către el, pentru că asta înseamnă să fac ceea ce am făcut și în pandemie, adică să ofer unui larg segment de populație un dram de speranță uite, este cineva care mă reprezintă și pe mine. Chiar dacă finalitatea este imprevizibilă pentru 2024, chiar că a demers efectiv uh, de alegeri. Uh, știu că tu ești pasionat printre altele de problema anumită a educației. Uh, țin minte că am avut un dialog cu tine Generată de un articol pe care l-ai scris tu cândva, și în care spuneai că dacă ai avea putere decizională în, în, acest, în, ace, în, în țara asta, primul sector sau. la care te-ai gândi ar fi învățământul. Evoc subiectul ăsta pentru că se leagă cu, cu, cu proiectul tău politic. Aș vrea să vorbim puțin despre învățământ și starea lui, mai ales că e și cadrul universitar. Să vorbim puțin despre. Sistemul medical românesc și starea lui actuală, evident, să vorbim despre conduita ta curajoasă din acei ani și exemplul moral pe care tu l-ai oferit atâtor oameni, și să vorbim puțin și despre ce ne așteaptă în viitor. Dacă ești de acord cu un asemenea plan de bătaie, te-aș te -aș, te -aș provoca. Bine. De ce ai pus învățământul pe primul loc în agenda unei potențiale angajări publice. Da, nu numai eu, oricine ar veni ar trebui să înceapă cu învățământul. Eu am făcut în acel articol destul de amplu așa o paralelă între învățământul uh, din vremea mea, secolul trecut, uh, care s-a desfășurat în mare parte în perioada de dictatură numai că profesorii nu țineau cont în general și am explicat acolo cât de mult țineau cont, până la ce nivel penetra factorul uh, ideologic care să uh, să vicieze atmosfera și situația de astăzi profitând de faptul că eu însumi sunt angajat prin meseria mea direct zi de zi în actul educațional văd urmările și sufăr. Și de aceea eu acolo am, trans, am trasat câteva idei, pentru că așa e ușor să critici, domnule, spui, nu-i bine. Dar nu trebuie să faci vreodată o critică fără să vii cu alternativă, cu remedii. Și pentru fiecare aspect negativ am venit cu soluția care trebuie aplicată. Dacă eu m-aș duce acum să o propun guvernanților actuali, uh, nicio șansă n-aș avea. Pentru că ea presupune alocare, de exemplu, de resurse financiare, conform legii învățământului, întotdeauna ea a fost încălcată, trebuie 6% din buget. N-a trecut niciodată de 3%. Și spui pentru ce ai avea nevoie de resurse financiare, și anume. Pentru atragerea minților luminate către sectorul de învățământ, ne lăsându-i, pentru că salariile fiind foarte mici, este o lipsă de atractivitate în acest domeniu și un om deștept poate să facă multe lucruri, nu trebuie să-și să mănânce nervii zi de zi cu creiere în formare, care au diverse manifestări, mă rog, își deschide o firmă, se duce în cercetare, diverse firme care sunt în măsură să-l plătească mult mai bine. Și atunci ar fi nevoie de dascăli, pentru că noi acum suferim și am văzut, inclusiv la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, când eram eu student, trecea un profesor, numai după cum mergea știai că e profesor, prestanța, Felul în care ținea coloana vertebrală, iată o ilustrare uh, antropomorfică a unui concept. Uh, și, îngăduința ta, o să te întrerup. Da. Îmi pare rău că o fac, dar uh, aș cita cu voi ta un, un fragment din acel articol yes. în care spui: Erau timpuri când oamenii se purtau minunat unii cu alții. Din acele vremuri, nu mi-amintesc ca vreodată, pe stradă, la școală, în autobuz, unde cineva să fi ridicat tonul la altcineva cu gând de ceartă. Nu, avem to nu aveam toate cele prin cămară, dar aveam un lucru neprețuit. Respectul. Da, păi ăsta e cuvântul cheia aici. Iar dacă cineva m-ar întreba care este elementul principal care lipsește școlii de azi pentru a fi la fel de performantă ca pe vremuri, asta își răspunde. Respectul. Exact. Și are două laturi. Respectul față de corpul profesoral, care nu poate fi impus, el va fi indus dacă acel corp profesoral are uh, oamenii potriviți. Dar eu, dacă dau salariu uh, aproape de minim, uh, nu au cum să vină. Ar fi, ar fi un sacrificiu patriotic, uh, care știm și noi că e o raritate. Și respectul profesorilor față de elevii lor. Așa cum și noi eram respectați. Poate se întâmpla să fim pedepsiți, uneori chiar corporal, dar se vedea respectul pentru un creier care se modelează și care nu trebuie să primească stimuli nepotriviți. De aceea, profesorul de istorie, de exemplu, un, o materie cu, dificil de predat în anii ăia, lua manualul. L-arunca și spuneați niște prostii acolo. Ne spunea istoria românilor așa cum o știa el și istoria lumii. Și când vedeai așa un tip înalt, cu părul alb, că pune atâta patos, mai era un pas. Dar ce de multe ori ne-am dorit să fim ca ei, ca el. Asta este rolul modelului în societate. Dacă noi avem modele din arta de consum, ca să nu pronunț cum trebuie, copiii noștri vor crede că așa e normal, ăsta e trendul, să nu aibă habar de nimic, să nu dea atenție factorului spiritual care este extrem de important și de aici, combinat cu respectul, dragostea față de orice, Cetățean în jurul nostru, față de co-naționalii noștri, și atunci, Florentine, se rezolvă și ce, cu ce spuneai tu, cu păstrarea verticalității, cu curajul, pentru că ce mi-ai spus tu eu, eu nu, am avut, nu consider că am avut un curaj deosebit, a era normalitatea să spui ceea ce crezi. Pe mine așa m-a învățat tatăl meu. Te-am auzit în repetate rânduri vorbind cu venerație de Tatăl tău. Și de educația pe care ai primit-o, și de motivațiile care te-au te -au, uh, uh, făcut să ai această atitudine în perioada uh, numită pandemiei, aș reveni asupra subiectului. Nu m-aș îndepărta de educație pentru că tu ai pus pe primul loc în lista da. de, 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 de priorități. Da. Și spuneai undeva că rolul școlii în societate de plângeai situația actuală și spunea că rolul școlii în societate nu mai este în epoca actuală acela de a forma caractere, de a pregăti omul enciclopedic, capabil să se adapteze oricăror provocări ale viitorului, oricăror condiții neașteptate, capabil să supraviețuiască oricăror calamități naturale ori sociale prin ceea ce deține în interior, nu în exteriorul efemer Supus intemperiilor. Gândirea critică a fost înlocuită de algoritmi, zici tu, protocoale, șabloane, iar abilitățile dobândite prin exercițiu de aplicații ale dispozitivelor digitale. Astăzi, dacă ghirimele se taie curentul, ni se moaie genunchii discernământului, ni se taie și înțelegerea lucrurilor, capacitatea de reacție și de decizie, și, în final, demnitate. M-a tușat acest text al tău, nu doar că e foarte frumos scris, dar și eu îl găsesc adevărat. Și eu sunt ca tine, mărturisesc nostalgii și eu mă gândesc la profesorii mei din școală care erau veritabile modele și eu am printre ei, pot să-i și numesc, dar nu, nu, nu sunt eu cel intervievat, dar atmosfera de care tu pomenești a fost similară și în școala pe care am, am făcut-o și eu, și am, am avut și eu exemple de profesori care dădeau cartea de istorie la o parte și care vorbeau foarte direct cu noi, povestindu-ne întâmplări din trecut și în, încercând să ne insufle dragostea pentru un adevăr istoric pe care cartea nu-l spune. Da, s-a pierdut de în vedere faptul că această perioadă de fragedă adolescență așa, este cea în care noi trebuie nu să introducem cunoștințe exhaustive, sigur că și ele ajută, sunt cărămize aparent fără legătură inițial, după care vine mortarul care le uh, omogenizează, dar în primul rând formăm caractere. Am spus și alaltă ieri, România nu duce lipsă de specialiști, nu de specialiști avem nevoie, avem nevoie de caractere. Pentru că specialistul, dacă nu are caracter, face prăpăd în jurul lui. În primul rând, te minte. Și am pus învățământul ca, în sfârșit, să răspund totuși la întrebarea de bază, pe primul plan, pentru că degradarea educației este sursa tuturor celorlaltor rele care se întâmplă în societate. Sigur că noi o să putem face ușor lucrul ăsta dacă simțim și o simt acut lucrul ăsta, că această degradare a fost programatică. Nu este o degenerare naturală, istorică, poate cauzată de procesul tehnologic care ne face ceva mai proști, mai lene și mai departe deși aduce beneficii uriașe, ci s-a intenționat pentru că o populație neinstruită, fără caracter, va fi mult mai ușor de controlat. Și mai obedientă. Mai obedientă, șansa să se nască lideri de opinie sau orice fel de lider este din ce în ce mai mică spiritul de conformism, să zicem, de conformare în, în aceeași idee de care spuneai mai înainte, care îi face pe toți să reacționeze ca o masă amorfă, tocmai pentru că lecțiile istoriei nu mai sunt prezente în conștientul lor. Să știe, de exemplu, că așa zis un proverb românesc, capul plecat, sabia nu-l este o prostie. Deci cred că e invenție. Nu este adevărat. Și eu am încercat să dovedesc și acest lucru. Nu ți se întâmplă nimic dacă ești sincer, dacă spui ceea ce crezi cu curaj, poți greși sigur să spui și iată, n-am pățit nimic, Florentin. Și datorită vouă și datorită altor prieteni, poate, dar eu nu am pățit nimic, din contră sunt iubit, sunt îmbrățișat pe stradă, pentru un lucru, ce am făcut, am făcut ceva normal. Ajungem și la subiect, că mi îmi place, îți împărtășesc și uh, uh, preocuparea pentru a plasa învățământul în capul listei de priorități. Și am zis de ce? Îți împărtășesc și preocuparea pentru a cultiva virtuți precum curajul, onestitatea intelectuală și caracterul și uh, uh, Până la subiectul numit curaj în epoca numită pandemie, cum vezi tu starea actuală a sistemului medical românesc? Care sunt virusii și bolile care îl afectează? Iată o extensie a ceea ce discutam despre învățământ. Dacă am educația, învățământul bune, voi avea și medicină bună. Deocamdată o avem în sensul că medicina românească este de înalt nivel și mulți, mulți ani până mai ieri, ca să spun eu că în ultimii ani s-au mai făcut ceva investiții totuși în domeniul tehnicilor de vârf. Această stare bună, net superioară, mult, de exemplu, Marii Britanii, unde este nenorocire sistemul medical, a fost ținută de corpul medical. Din punctul ăsta de vedere, senzațional. Deci, datorită oamenilor. Iată de ce. Un domeniu tehnic, să spunem, este ținut de către oameni educați. Ei știu, o să-mi reproșeze acum bine, sunt în domeniul lor, dar, iată, în viața civică au dovedit o ponderare vinovată. Și eu știu să explic și asta de ce. Pentru că în meseria asta durează foarte mult până îți construiești o carieră. Și este normal să-ți fie teamă că îți pierzi, o pierzi dacă ieși din rând. Ca așa ni se reproșa și nou, noi, nu suntem contra științei. Iată, încă înc un lucru de dat exemplu, nu pierzi cariera. Pentru că iartă, mă, pacientul ține cu un lucru foarte important în relația asta și în succesul actului medical, este relația medic-pacient. El va avea încredere în medicul său, dacă va avea, dacă va vedea că acela are demnitate. Și un tratament uh, obișnuit va avea efect superior uh, potențat de această încredere în medicul lui. Nu știu la ce Sunt multe lucruri de făcut și în domeniul medical. Eu nu l-am pus pe primul loc pentru că învățământul e clar pe primul loc. Vreau aș... să aflu părerea ta, ca medic și medic faimos, unde ne situăm cu, cu medicina românească astăzi și, da, mă interesează și. Cum vezi tu conexiunea dintre știința anumită medicină și felul în care este practicată ea? Cum vezi tu excesul de medicalizare de astăzi? Cum vezi tu evoluția acestei științe? Pentru că... Și eu te-am te te urmărit în, în câteva interviuri în care tu ai puntat foarte fain importanța dubiilor în știință. Da, da, da. Și mi-aduce aminte de, de, de dezbaterea asta care a fost foarte la modă în perioada numită a pandemiei, când orice orice semn de întrebare pe care tu, ca cetățean, îl ridicai, atrăgea acuzații că ești neîncrezător în știință, ca și cum știința ar fi un, 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 un set de adevăruri in, uh, indiscutabile. Mm. Ori tu ai subliniat în repetate rânduri că știința înseamnă o înseamnă foarte mult dubiu și este în fapt este o incertitudine justificată care, care duce la o smerenie intelectuală și nu la un, o, o formă de, 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 de dogmatism și aici ar trebui să facem distinția între știință și scientism mm -hmm. pentru că una e una, alta e alta eu nu, eu nu pot să dau Așa zise, științe o valoare de dogmă absolută pe care. Pe care, pe care pe, așa atunci ajungem și la chestiunea numită a legitimității. De ce X este legitim să-mi recomande mie să port mască, de exemplu, și, sau, sau dublă mască, doar pentru că este secretar de stat din nu știu care guvern sau pentru că este un zis filantrop? Um, și Y, care. Tot medic, tot uh, uh, lucrător în uh, corpul medical spune contrariul. Deci până la urmă cred într adevăr că ai referința ta la nevoia de a uh, aborda critic cu gândire critică te tematica care aparține în domeniului numit al științei este esențial. Bun, deci rezumând, știința nu este lemă. Știința este dubiu și dezbatere continuă. Răspunsul la nivelul cum stăm bine în medicină. Deocamdată, pentru că se degradează, noi primim influențe externe în toate domeniile, care uh, degradează continuu starea respectivului uh, domeniu. Ca de exemplu? Ca de exemplu, uh, domeniul vostru, juridic. Păi se pune problema uh, ca să nu mai trăim în supremația. Proprii noastre Constituții, ceea ce este de neconceput într-o țară suverană. Nu se poate așa ceva. Ni se impun uh, modificări de legislație care să corespundă unor curente de tip woke uh, și așa mai departe. Astea fiind condiții la o înțelegere economică, și eu cred că ăsta ar fi primul punct de atacat acest PNRR care trebuie să dispar. Am divagat un pic. Am făcut legătura între învățământ și medicină. Din păcate, pierdem încă foarte mulți tineri. Noi la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie din Iași avem permanent cam 50 de rezidenți, cam 12 în fiecare an, așa 60 de rezidenți. Um, unul și unul toți. La unul n-aș renunța. S-a stopat e adevărat fenomenul uh, hemoragiei de, de tineri doctori pentru care statul cheltuie enorm și noi nu recuperăm acești bani și ei urmează să slugărească în alte sisteme medicale. Dar vreau să spun că, iată, inclusiv în domeniul care mi se pare că este cel mai uh, lovit, acel al educației, și acești 50 pe care îl aud eu sunt tot produse al sistemului de educație. Și nu-i vorba aici de câtă carte știu, ca o să învățăm noi. Problema este de caracter și de comportament, de, de compasiune, de felul în care se poartă cu pacienții. Care este absolut minunat. Sigur, noi suntem un domeniu de elită și în alte specialități nu e chiar așa, poate. Dar este o rază de speranță, și ea este legată. Vorbeam astăzi cu cineva că în nouă timp de 30 de ani a fost inoculat, uh, inoculată ideea unei inferiorități a structurii noastre a poporului român. Că suntem leneși, că suntem poporul ăsta este plin de inteligențe, de caractere și așteaptă doar condițiile prielnice modul de selecție în ceea ce privește conducerea diverselor, mă rog, instituții, s-a făcut tot programatic și asta astfel încât să iasă cei mai idioți din... Și avem exemple numărate, oriunde am pune degetul în guvernul româniei găsim un exponent dar nu asta e România. Și până acum câțiva ani, cineva ar, putea ar fi putut să-mi reproșeze: Ești prea optimist și patriot că zici că românii. Ei, iată, am avut dovada recent că, între ghilimele, idioții Europei, de fapt, erau deștepții Europei, dacă ținem cont la rezult de rezultatele reci ale unor statistici de încredere în așa zisele autorități. Discuția asta am avut-o cu fica mea, și interesant pasajul ăsta, acum 2-3 ani, ea fiind împotriva ideilor mele, spunea: Te Înțeleg, pentru că voi ați trăit în comunism și v-ați obișnuit de acolo că tot ce vine de la autorități este periculos. Și, într-adevăr, eu îndemn, tot ce vine de la așa zisele autorități, spuneți: Nu, am avut. Chiar nu știu ce să pară că este un avantaj pentru uh, economie, pentru veniturile noastre, nu, el sigur va ascunde ceva pervers și am văzut asta în nenumărate rânduri. De ce? Nu pentru că cei pe care i-am considerat eu cu inteligență precară ar fi și neapărat ticăloși. Deși sunt, ci pentru că ei primesc ordine de din afara țării care nu au legătură cu dezvoltarea noastră. Nu-i nimeni bucuros să aibă concurență uh, fabrici românești sau uh, așa, să ne dezvoltăm cumva. Și eu cred că așa este o confirmare. Se știe despre potențialul uriaș pe care această țară are, nu numai bogății nelimitate. Se fură de 30 de ani și tot mai este de unde? Se fură masiv, se tâlhări, noi suntem tâlhăriți în clipa de față, dar mai ales bogăția potențialului uman. De asta eu sunt optimist, chiar și în uh, limitele acestei conversații ale noastre. Da, eu cred că acele statistici la care făceai tu aluzie și care plasează, dacă nu mă înșel România, undeva în, în, la, în fruntea clasamentului topului neîncrederii în autorități, nu știu pe ce, dar undeva în... Da, eu mă refeream la rata vaccinării. Știu, care știu, e o oglinda știu, acestei... Știu, știu, știu unde, unde, bă, unde bătea. Care e 40% față de 90% în toate celelalte. Da, și neîncrederea și mefiența românilor în fața acestor autorități are o explicație istorică, evident, și cred că explicația pe care ai oferit-o fetei tale este stă în picioare. Da. Ea mi-a oferit-o mie. Da, sau... Da. Pentru că noi am fost educați și crescuți într-un regim autocrat. Avem și o explicație de, de ordin cultural, dacă vrei. Noi suntem aici într-un spațiu unde suntem într-un melanj cultural balcanico-latino și cred că această neîncredere este undeva Instalat adânc în profilul nostru psihologic. Dar revenind puțin la. Tu ai făcut și o aluzie la faptul că există provocări în lumea medicală care vin inclusiv din domeniul în care activez eu, din domeniul juridic, și mi-aduc aminte de un răspuns altora la o întrebare: care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un medic în afara celor de bun cunoscător al anatomiei, fiziologiei. Să se la drept. Să se priceapă și la, să fie bun la matematică, la psihologie și la drept. Așa. Da, m am amuzat foarte tare în răspunsul tău pentru că am, dintr-o dată mi-am adus aminte de toate luptele tale în care ai făcut-o și pe avocatul și un avocat deștept de altfel și eu, eu te provocam, te tachinam și te spuneam dacă te pierzi postul de, de, de medic te, mă, da, te, mă luați la voi te, voi. te luăm la noi <laughs> revenind, Răzvan mi-ar plăcea să discuți despre o temă care a făcut foarte des prima pagina ziarelor așa numita corupție în sistemul medical mi-a plăcut foarte mult că tu ai abordat acest subiect în mod nuanțat, fără generalizări aberante fără uh, acuze aberante și uh, ai, cerut, ai cerut cumpătare și uh, repet, abordări nuanțate. Uh, de fapt, poziția ta mi-a adus aminte și de uh, un film cunoscut al uh, cetățeanului tău uh, Mungiu, yeah. Cristian Mungiu, care se cheamă Bacalaureat, unde uh, una din temele filmului este și așa numită corupție în domeniul medical, când uh, un, un, un medic uh, acceptă să trateze un pacient care, care pacient îl și ajută cu recomandare la directorul unei școli și mai departe. E un lanț cauzal care a avut ca efect într-un final acuzații aduse medicului pentru pentru corupție. Nu vreau să lungesc sub, subiectul, tu ai spus să tratăm nuanțat problema și să uh, luptăm împotriva acestei prejudecăți. Și doar o singură provo provocare și uh, mă opresc. Tu ai avut uh, și o, o, o voce foarte uh, vibrantă împotriva campaniei numită Luptă anticorupție din, 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 din sistem și din sistemul medical, când oameni uh, nevinovați au fost târâți prin instanță, au fost târâți în fața camerelor de luat vederi. Știu că ai, ai scris un articol în apărarea doctorului Brădișteanu. Da. Care fusese în mod abuziv cercetat. Nu, nu cunosc cazul, dar știu că fusese cercetat. Păi pentru... am pățit ca Robert Roșu. I s-a reproșat că l-a tratat prea bine pe Adrian Stasi. Ori el este obligat prin, prin, prin legea care vă leagă pe voi, de, ca medici, să nu faceți rău și prima datoria voastră este să. Să, să salvăm și un criminal. Sigur că da. Bun. <coughs> Nivelul corupției, după părerea mea, în sistemul medical este hilar. El este în descreștere accentuată, după părerea mea, odată cu progresul tehnologic, pe de-o parte, pe de-altă, pentru că acum este mult mai ușor să prinzi un nemernic dacă pretinde bani de la un pacient. Și atunci sunt reținuți. Um, depinde și de zona geografică a țării. Bună oară în Iași, eu nu am mai auzit de ani și ani, dar, altfel să spun, experiența mea personală. Bun. Eu pentru că am fost mereu în războaie, m-am temut de înscenări, astfel încât nu folosesc niciodată cabinetul, nu folosesc niciodată halat și nu am buzunare la haina pe care o port, decât blugi strânși ca să nu poată strecura nimeni nimic. Dar tentative existau. Domnul doctor, știți, am o atenție, vreau să vă mulțumesc. Doamne, nu trebuie nu o să pretind, dar nici astea nu sunt morale. Ei, de când Dragnea, domnule, ne-a triplat, rezidenților le-a triplat, salariile ne le-a dublat, eu eram sceptic și mă gândeam că această cutumă a pacientului care umblă tot timpul după medic crezând că la nu se mai dea așa de multă atenție în viitor dacă nu îi face o atenție, e uh, uh, încrustată în structura ADN-ului român și nu va disp no. Imediat a scăzut, nu știu dacă anul trecut s-au adresat două persoane la mine cu așa o propunere, înainte erau cinci pe zi. Deci, iată, un lucru simplu de redarea demnității, așa cum voiam și în cazul corpului profesoral medicilor, a, populația înțelege lucrul ăsta, știe că medicul nu mai depinde de acele atenții, are cu ce să-și cumpere un tratat științific și iată că s-a redus. Trec acum la faptul că așa zisa corupției din aceste domenii, cum este cel medical, a fost folosită ca armă pentru amuțirea vocilor puternice uh, puternici care se opuneau sistemului, care se opuneau schimbărilor de care vorbeam o nocive, cum este cazul profesorului Astă Răstoare. Am avut uh, în, în anii aceia cel puțin trei medici pe care îi cunosc, eu am punea mâna în foc pentru ei. Plimbați cu cătușe prin fața spitalului să-i vadă toată lumea. Eu nu înțeleg, nu există prezumții de nevinovății, îl iau pe ăla, îl cercetez, dar nu fac public decât în clipa în care primește și au fost achitați toți. Iar cei care cu adevărat au făcut mișelii, cum este port standardul Uh, luptei măsurilor guvernamentale antipandemie, tot de la Iași, doamna Dorobăț, condamnată pentru corupție, direct. Eu o țineau tot timpul la televizor. Ăștia nu pățesc nimic. Dar acum vedem că această corupție, posibil, apreciată de mine, poate prea optimist că e mică, sau în alt domeniu, este mizilic față de marea corupție de la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Comisiei Europene. De acolo se vorbește de sute de milioane, se vorbește de achiziții oneroase, se vorbește de SMS-uri, de negocieri care sunt secretizate, contracte secretizate. Aia este adevărata corupție, nu cea care făcea obiectul așa zisei campanii uh, anticorupției din România, urmată de prostia aia cu fără penal, de fapt echivalentul unui lucru organizat similar de CIA în Italia, manipulite. Identic. Cum îi anihilăm pe aia care se opun valului nostru? Păi le înscenăm. Sunt ordonator de credit, ușor le găsim o licitație, nu știu ce. Și noi am avut corifei ai medicinei românești. Terfeliți, anihilați, nu știu, cred că Beoran e singurul care a rezistat după atâția ani ca să le facă una cu pământul carierele. Lucan, ortopedul la fel, profesora Sărăstoai și urma Irinel Popescu, dar s-a retras, cred, la timp. Adică așa s-a întâmplat de fapt și cu firme românești. Firme care constituiau o concurență pentru marile concerne străine, cum făceam? Le anihilam patronii. Cazul celui cu îngrășăminte chimice, îmi scap acum, nu, nu m-am pregătit la asta. Bun, deci folosită știința dumneavoastră, îmi cer iertare, pentru a anihila vocile pregnante ale societății și care reprezintă o opoziție la modificările forțate de, de schimbare a, a tradițiilor noastre, a obiceiurilor și mai ales florentine. Fapt aici ajungem în final, de a separa individul de Dumnezeu. O lume fără Dumnezeu este o grădină zoologică, nu este societatea aceea. Vrei să anihilezi societatea, trebuie să întrerupi legătura dintre Dumnezeu și om. Și cum faci? Îi introduci un dispozitiv electronic de bruiere directă, duci în derizoriu rolul credinței în societate care ne-a menținut secole, așa cum suntem acum. Și sper eu că noi doi suntem rămășițe ale acelor vremuri care nu dorim altceva decât să facem prozeliți. Adică să arătăm lumii se poate rezistați pentru că asta e calea spre adevăr. Și asta se poate face numai cu Dumnezeu. Îți împărtășesc într-o totul analiza ta. Ai menționat câteva nume și ai pomenit și de abuzuri întâmplători bați la ușă deschisă, eu și eu pomeni și numele lui Robert Roșu, știu foarte bine ce a însemnat cazul Roșu pentru justiția românească și pentru injustiția e. românească. Uh, profit o, oca de ocazie să salut pe profesorul Astră uh, pe care îl apreciez și îl respect foarte mult și îmi pare rău prin ceea ce a trecut. Nu sunt un penalist, dar am avut ocazia să arunc un ochi pe dosarul uh, profesorului Irina Popescu și o părere Personal este că și în cazul domniei sale am avut de-a face cu un abuz. Au existat numeroase abuzuri și în, și în sistemul medical și în afara lui, sub motivate de așa numitul standard al luptei anticorupție. Răzvan, pentru că ai pomenit despre contracte secretizate și despre achiziții nejustificate și despre trista perioadă în, pe care, au, care a fost etichetată drept pandemie uh, și în care perioada te-ai comportat extraordinar. Aș vrea să ne oprim să zbulogim asupra ei pentru că din punctul meu de vedere tu te-ai uh, comportat ca veritabil model și ca cetățean și ca medic. Și cu atât mai mare mirarea necazurilor care au fost uh, care s-au bătut asupra ta și a acuzațiilor nejustificate și a chemărilor frecvente în fața colegiului medicilor și a dosarelor de injustiție. Eu cunosc foarte bine cazul tău, dar aș vrea să, pentru cei care ne urmăresc, să motiveze întâi de toate ce a stat la baza deciziei tale de a fi de a te comporta cum te-ai comportat și cum se explică așa numitul tău non-conformism? Florentine, da, eu nu mi-am dat seama că fac ceva deosebit. Eu așa am fost tot timpul. Acum am intrat în coliziune cu așa zisele autorități, iată, de universitatea, conducerea universității. Mie nu mi se, mi se părea ceva natural. Și conflictul s-a accentuat și până la urmă am fost nevoit să dau curs Uh, și vă mulțumesc încă o dată acum că voi mi-ați spus, dacă aveți nevoie, domnul doctor, apelați-ne. Și am întârziat mult până am simțit că ajunge cuțitul la os, ca să mă apărați. Uh, am intrat în coliziune doar când s-a produs o abominație, și anume forțarea studenților și a cadrelor didactice să se vaccineze având ca alternativă testarea și care era costisitoare pentru unii să bage în nas tot timpul, să condiționez asta de participarea la sesiune. Așa ceva era inacceptabil. Atunci se făcuse vacciniada inauguraseră un centru de vaccinare în incinta în apropierea universității și voiau să raporteze către București, iată cât studența am mai uh, nenorocit noi, de fapt. Eu știam că este un produs netestat, deci până una alta deocamdată era o travă, și eu nu dor, nu puteam, deci era, eu nu, dacă eu tăceam, eu, eu cred că și muream. Eu, eu nu puteam să dorm noaptea, să văd asemenea lucru și eu să nu spun nimic. Și norocul meu era că eu eram aveam o, o notorietate, uh, vocea mea era ascultată și atunci am penetrat că puteam să fiu la fel de demn, dar să nu audă nimeni. Uh, adică orice conducere a unei instituții are drept să stabilească regulamente pentru, dar să nu exceadă cadrul legal. Ori uh, vaccinarea nu era trecută nicio lege. Deci eu inclusiv juridic aveam dreptate, nu numai etic, moral și medical. Injectez ceva care e abia testat și ne spune firma producătoare că a făcut, ei, uh, a făcut ea studii și totul perfect. Adică eu îți vând ciment și spun că studiile noastre arată că e cel mai bun ciment și îi cumpără. Și toți directorii din uh, București sunt obligați să cumpere numai de acolo sau să cumpere neapărat cimentul ăla. sunt niște aberații, nu au nicio legătură cu știința. Mi-a fost foarte simplu, dar eu mereu că mă întreba, eu am figura tatălui meu, dar eu, eu, cred că luam și două scatoalice dacă nu procedam cum trebuie. Le simt așa, advenite din... Uh, Rai către mine, amenințătoare, deci și eu mi-am făcut datoria și am expus o opinie normală, nu văd unde-i curajul, a, ah, altfel, nu-i spunem curaj, îi spunem lipsa fricii. Nu mi-a fost frică, e adevărat. Și mi-ai spus, cu iartă-mă, mi-ai spus de necazurile care s-au abătut. Într-adevăr, este neplăcut să te cheme din săptămână în săptămână. Dar pentru mine era și o distracție. Când îi vedeam 8-10 împotriva unuia singur, inițial am avut așa imaginația că eu îi voi putea și convinge chiar. N-a reușit. Dar, credem, am avut umorul și, și credința m-a ajutat. Eu știam că dacă sunt corect nu pot păți nimic. Am fost senin. A, ah, eu eram bolnav. În pe Asta a fost rău. Noaptea aveam plângeam de durere uneori și a doua zi compăream în fața ajelor comisii. Vă aveam pe voi și aveam mulți, mulți oameni care îmi făceau semne săraci din umbră să nu mă las. Deci nu aveam cum să dau un înapoi vreun pas. Imposibil nu era. Și vreau să arăt exemplu meu și altul, pentru că vor mai veni lucruri. Și trebuie, dacă, dacă o să fiu eu, eu iarăși singur sau vom fi 5-10, nu facem nimic. Lucrurile se uită, și de aceea, și încheie acum. iartă mă, că am răspuns um, un lucru foarte important, vreau să-l subliniez și o fac mereu: acei oameni care au făcut rău, care au instigat la o trăvire, trebuie identificați și pedepsiți. Nu uităm asta, că dacă rămâne așa, oricine va putea face din nou același lucru. Știi că au existat voci care <coughs> cereau să se pună. Batista Pețambal, cum se spune, un soi de amnistie generalizată și nu mă pronunț pe subiect. Eu însă am admirat am poziția ta. Nu, hai să nu numim curaj, să numim o atitudine normală în, în, în vremuri de, de criză. Uh, mi-a plăcut foarte mult uh, o declarație de-a ta mai veche care uh, uh, și o repet acum, dacă aș fi fost obedient m-aș fi considerat mort. Da. Uh, și mi-a plăcut de asemenea demersul tău de profesionist care a venit și a explicat că ceea ce se numește pandemie nu e în fapt o reală pandemie, că ceea ce se numește vaccin nu este în realitate un mm. real vaccin și te-am auzit explicând ce înseamnă în fapt un, un, o operație o numită vaccinare și ce tratament genetic uh, era reprezentat de acest uh, da. uh, Păi au schimbat definiții în timpul, în, timpul în timpul jocului jocului cum ar veni uh, și mi se reproșa mereu că nu sunt de specialitate, dar noi am avut un om de strictă specialitate singurul din România, Damian Baciu, vaccinolog. Păi ce deci nu-l luau în seamă. Uh, că nu mă pricep și sunt contra științei, au schimbat definiție și nu știu dacă știi tu că oms avea presiunea de a declara și a zis, nu, nu avem suficiente cazuri pentru a face asta, că erau... Au modificat definiția. Au modificat definiția înainte, au făcut altceva. Aici a venit, este baza minciunii din pandemie și anume testul. Au venit cu testul și acum automat pozitivau, spuneau că au cazuri, sute și sute, ăia nu aveau niciun simptom, dar erau pozitivi, deci erau cazuri. Și la televizor ne spunea un număr de 2000 de noi în îmbolnăviri. Păi, boală e altceva. Testele ale erau mincinoase și au ajutat să ridice nivelul numărului de cazuri, până când, plus modificarea definiției, om să poate decide. Dar România n-a decis printr-un act oficial, n-a declarat epidemia printr-un act oficial, astfel încât eu nu știu cum e legalitatea cu măsurile care se adresează unor stări de calamitate. Cum mai stau ele în picioare din punct de vedere juridic? Aceste lucruri trebuie cercetate, văzut unde s-a exagerat în mod ticălos, că sigur că frica poate să-i apuce și pe guvernanți și să ia măsuri aberante, dar aici erau toate, toate, în toate țările la fel, cu alte cuvinte aveau comandă centrală și mai ales pornind eventual de la factorul ăsta economic care a fost constituit de achiziția de un număr uriaș, de 10 ori mai mare decât Părea a fi necesar, dacă era într-adevăr eficient, că n-a fost nici eficient. Numai că avem acum necazuri, dar nu avem nicio eficiență. Sunt foarte multe lucruri. Trebuie da. luate, nu trebuie uitate. Uh, în ultimele zile, pe platformele pe care mai intru eu dimineața la cafea, am selectat o. Cu numeroase știri foarte interesante, aproape parcă în pregătirea întâlnirii cu tine, și vreau să întreb de curiozitate, uite, mă uitam la analize despre Forumul Economic Mondial de la Davos. Zâmbești, care ne previne că s-ar putea să asistăm, să fim puși în fața unei noi viroze, de data asta viroza X. Ce părere ai? Bun. Uh, ei pot inventa multe lucruri și mereu le anunță. Că și asta cu COVID-ul a fost anunțat e, de bine în bine 201 în septembrie 2019. Uh, am așa o veste bună. Fastul, entuziasmul, uh, amploarea întâlnirii de la Davos de anul ăsta au fost net inferioare. Sunt în declin. Acolo este o sumă de descreerați care vor să-l înlocuiască pe Dumnezeu, de asta trebuie să ne întrerupă nouă legătura cu El. Și cum pot face asta? Prin mai multe mijloace, război, foamete, pandemii inventate sau uh, întreruperea uh, legăturii internetului și așa mai departe pentru câteva zile, care ar duce la haos și atunci lumea ar cere intervenția armată care să pună. Adică s-au încercat metode deocamdată blânde de a ne supune și cred eu că înainte de izbăvirea pe care o vom resimți și o vom prinde și noi sper cu inimile deschise, uh, vor uh, aplica măsuri mult mai dure, că n-au fost eficiente, astea soft. vor fi lucruri mai... Cred chiar anul ăsta, când tu spuneai așa că avem între subiecte ce va fi. Va fi tragedie, cred eu, care precede apariția unei epuși de lumină și de bunăstare și în care vom vedea că am trăit în minciună zeci sute de ani și că ceea ce spuneam elementul central, legătura cu Dumnezeu, nu poate fi întreruptă. Și am eu, am spus eu odată un lucru și țin la el, că avem doar două posibilități. Dacă noi suntem rudele suratelor primate, conform teoriei darviniste, și Dumnezeu nu există, suntem terminați în situația asta. Vom fi stârpiți în scurt timp, că am văzut semnele. Dacă din contra Dumnezeu există și noi suntem creația Lui, prin și va lăsa creația de izbeliște. Putem să fim relaxați, să așteptăm cu încredere ceea ce va urma și eu, în pofida atâtori critici, atât semne de întrebare, semne de alarmă. Eu sunt foarte optimist, simt eu, că va fi bine. Mă bucur optimismul tău și uh, <coughs> mi-aduce aminte de un o, o zicere care cred că e aparține lui Soloviov, care spunea că există două tipuri de oameni. Unii cred că o coboară din maimuță și unii cred că sunt creația divină. Ei bine, Primii, chiar coboară din maimuță, cei, de, cei din categoria a doua sunt creați de Dumnezeu. O a, 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 a doua știre, pe care de data asta. care tot de la Davos vine. Știu că ai avut obiecții cu privire la, într-un interviu, cu privire la impl implicările înțelepte ale consultantului principal Harari. Harari, Harari, de, Vide, de recent, de văd un, o, o știre care um, um, e centrată pe demonstrația lui, cu ghirimele drigoare, evident, că drepturile omului sunt niște ficțiuni. Știi, că am avut odată un ministru al justiției pe care nu-l numesc, care a spus, hai să nu mai vorbim atât de drepturile omului, Lux pentru că sunt un lux. Ce? Produsele de lux nu sunt accesibile tuturor oamenilor, prin urmare, hai să abandonăm subiectul. Nu, dar doamna Harari. respectivă nu are nicio treabă. Harari vine și face o demonstrație în care spune noi când vorbim despre oameni, trebuie să vorbim despre elementele constitutive pe care le palpăm. Când facem autopsia unui individ, găsim organe, carne și sânge. ale aparțin lui. Drepturile sunt o pură ficțiune. Uh -huh. Uh, da. Păi asta e o extrapolare cumva a teoriei darviniste aplicată în justiție. Adică nu există suflet, nu există Dumnezeu pentru că noi nu le-am văzut vreodată. Asta e ideea. Astea sunt instrumente alienate, ele însele, cum este acest harare, ale unor oameni care stau în umbră și noi nu-i știm și care sunt uh, folosite pentru a aplica metodele prestabilite de anihilare a libertății cetățenilor lumii. Nu trebuie să. Noi privim cu abuzament la prostiile astea, și ei, văzând că nu percutăm, iată, apar cu amenințări de tipul bolii X. Una dintre amenințări de care pe mine mă pune pe gânduri ceva mai serios, nu e neapărat amenințarea cu nou viroză X, cât uh, modificările aduse tratatului OMS, care par să confere aceste organizații, zise a, zise că e mondială și zise că e a sănătății, puteri nelimitate, care ar, care puteri ar știrbi în mod real și îngrijorător suveranitățile naționale. Și sub diverse pretexte, că avem o viroză numită X sau Y, că avem încălzire climatică sau Iată așa, altă. că avem alte pretexte, măsurile de urgență vor veni automat și, sub umbrela lor, măsuri tiranice. Nu, așa ceva este neconceput, chiar dacă există zvonuri că România ar fi semnat deja ceva similar cu OMS, aici este vorba, așa cum sunt degenerate instituții în diverse țări, tot așa și cele suprastatale, care au fost create cu intenții bune, cred eu, și au funcționat ca un grup consultativ al unor specialiști, fiecare țară, noi l-am avut pe la recent, reprezentant la OMS, au degenerat, au încăput pe mâna celor care îi finanțează și știm bine cine, despre cine e vorba aici la OMS, ajungând, după părerea mea, un grup infracțional organizat. Ne uităm că este condus de un nemedic care e infractor de drept comun în țara lui. Uh, fac o legătură la, cu, cu anunțarea uh, Partidului uh, Patriotii Poporului Român. Primul demers, eu sunt medic, primul demers pe care am dorit să-l facem mișirea din OMS. Ce să acolo? De ce să plătim bani acolo? Să primim aberații, cum am primit în martie 2020. Și ele s-au transpus de către comandantul acțiunii în așa-numitul protocol specific pero, erau niște abomina, interdicția de a face necropsii, multe lucruri. Și ne amintim că ăsta e subiectul de suferință maximă, cum atâția și atâția oameni și-au rudele de lăsași de plastic fără să aibă dreptul să-i vadă. Eu pe mamă am văzut-o. Uh, lipsă de respect față de rămășițele unei ființe omenești și lipsă de respect față de suferința familiei fără niciun fundament științific a, ah, că venea specialistul Cercel mare specialist dar mincinos și are antecedente și spunea că trebuie să spălăm străzile cu atât mai mult deși trebuie să ne ferim de cadavrele celor Duma, doar că imediat -a, peste tot au apărut studii care au arătat că nu se poate transmite de pe suprafețe, ci numai direct Abominații, nu trebuie să le uităm. România a mai exagerat cu ceva. Singura țară care a internat forțat, făcea dosar penal dacă plecai din spital, erai sănătos, perfect, dar era testată care a internat asimptomatic. Există conceptul ăsta. Răzvan, iartă-mă că te întreb. Cunosc foarte bine subiectul pentru că am avut membri de familie internați forțat. Iată. Nu, îți un... știu, știu, știu foarte bine. Că eu am că protestat da. Eu la rândul meu am încercat ca jurist să Aha. vin cu texte, cu articole în care să protestez împotriva ilegalităților comise și măsurilor neconstituționale adoptate la vremea respectivă. Dar eram o voce. Mă rog, am avut și șansa de a fi susținuți și de a intra în compa într-o companie selectă de, o, de juriști care au semnalat și ei uh, asemenea ilegalități. Revenind ca și cu... cu, cu, un... stai, stai, puțin, dar uite aici uh, rolul Parlamentului, care noi așa credem că Parlamentul nu a avut niciun rol. Ne-a votat legea 55 pe 2020 care legitimează va, e adevărat, aceste nenorociri fără legea 55, nu puteau exista asta. Da, cunosc, ne-ar ne -ar, ne -ar trebui dublu timp ca să da. analizăm toate, dar mi-aduc aminte în timp ce vă povesteai, da, cu tristețe de ceea ce s-a întâmplat în perioada respectivă, dar și cu oarecare amuzament la o mătușă de-a mea care se plângea cam așa, spunându-i mamei mele, măi, fată, măi, fată, eu am trăit atâta ca să am la mormântarea mea numai 8 oameni <laughs> era, era extrem de preocupată Că la mor, propria mormântare or să, numai, or să fie primiți doar 8 oameni uh, M-a amuzat și m-a întristat potrivă Preocuparea Mătuși Adela Dar e un, un exemplu Dintr-o mie de, de măsuri care au fost foarte Ce înseamnă logica sănătoasă A unui om Asta e România ce ai descris tu acum. Suferință și umor la oaltă, multă logică și mai ales frică de Dumnezeu. Așa este. Uh, hai că mai dau, îți mai dau o știre neplăcută pe care am selectat-o ieri de pe platforma Of Guardian uh, care semnalează că există o ghilimele, tu ca medic mă vei corecta, epidemie de obezitate. Ia, e, o, e o formulă, e o metaforă. O, să o luăm ca metaforă, da, dar este autorul existat. autorul în discuție vine cu o analiză speculativă și să. Domne, trebuie să stea ceva în spatele unei asemenea, unei asemenea noi. E din nou. E de 20 de ani. Da, dar el spunând că se pregătește fie. A, o, să fie accentuată, accentuată brus, dar ea există deja da, da, în Statele Unite în norocire. Ei vezi, au, uh, uite tu că tu ești un tip așa slim, au fața ta, gleznele tale și aici s atâta. În, în, Europa avem grași, dar avem grași complet, așa, nu, aia e un anumit tip de, și ăla este pentru că i-au otrăvit prin mâncare pe ei. Da. Și nenorocere, că vezi tu, a, hispanici, afroamericani, asiatici, și vezi că sunt formă de romb, Rombul bărbat, rombul femei. Băi, dar vezi rombulețul mic. Copii. Incredibil. Cum să aibă un copil atât fundul la 5 da. ani? A, sunt caz, sunt boli genetice. Dar acolo e 80% din populație. Deci, cetăți. Că noi am putea spune, nu, ne, ne se trag relele de la americani. Nu e așa. Poporul american este și el săracul sub ocupație. Suferă la fel de mult cum suferim și noi. Aceeași clică de ticăloși acționează și acolo. Răzvan, aș închide dialogul nostru și cu două vești bune. Așa Sele -sele -sele -se Am, așa -am să și așa ceva, madam. Tot de ieri, selectate, de ieri și astăzi. Prima, în justiție, gu uh, uh, guvernul canadian a pierdut. În urma măsurilor adoptate împotriva um, camionagiilor care protestaseră. Când le-au întrerupt conturile, ei au și... utilizat atunci autoritățile o lege care ar fi permis imixtiuni ale guvernului în anumite situații. Justiția canadiană a pronunțat o hotărâre care a spus apelul la acea lege nu a fost justificat în cazul camionagiilor canadiene. S-a abuzat abuzat de acea legi. Interpretând-o exact, exact. exagerat. Extensiv. Dar îmi place foarte mult că cu, cu câtă încredere mi explici probleme juridice că știi, domnule, că ai da, cu cine. Da, Ți-am zis, dacă cumva... <laughs> um, bine. Bine. Și a doua veste bună, da. care îi mai aproape cumva de cazul tău și trebuie să ți alimentezi optimismul tău, pentru care te fericit, este că on, e o, despre o nouă victorie în justiție, de data asta aparținând unui, unui dizident american care s-a retras la Berlin, CJ Hopkins se numește, care a protestat, cum ai făcut-o tu, în toată perioada respectivă împotriva măsurilor aberante, împotriva restricțiilor neconstituționale, al restrângerilor dreptului la liberă expresie. Ce a pățit atunci? Ce a pățit a fost anchetat pentru faptul, pentru două mesaje pe Twitter în care el face o analogie între mască și zvastică. Uh -huh. Spunând, Că ambele reprezintă. Anateme. Niște simboluri. Uh -huh. Reprezintă simboluri ale dictaturii. Așa cum Zvastica, în timpul nazismului, reprezenta un simbol al dictaturii naziste, tot așa și masca, înainte de toate contraindicațiile strict medicare de care tu ai pomenit de multe ori, ea este un simbol, este o îmbotnițare, este o acoperire a feței și un atac la adresa identității mele ca individ și a liberei expresii. Și el a fost, a pierdut în prima instanță și a câștigat în apel. Știre de ieri. Mi-ar plăcea dacă acest domn Hopkins va participa, el este american, nu? American, îl locuște în Germania. Aș va participa la un podcast să spună, domnule, am o veste bună din România, Florentin care și să câștigi procesul lui Răzvan Constantinescu. Mulțumesc, ești un avocat de elită, clar. Ești un avocat formidabil. Stai, cum aveți voi avocat de ședință, nu? Sau la, numai la procurori? Nu, avocat litigant și avocat consultant. Pentru că voi îmi făceați mie toate actele impeca jurisprudent și nu puteam să fac. Dar acolo mă prezentam eu cu farme, cu personal, în fața doamnelor judecătoare. Să vadă și ele cine este elementul subversiv care a, a afectat imaginea Universității de Medicină, domnule. Eu sunt. Rădeau, Dragă Răzvan, te fericiți foarte mult și sincer și călduros pentru întreaga ta conduită. Îți mulțumesc foarte mult pentru dialogul de astăzi. Alături pe viitor și sper ca optimismul tău și încrederea într-un viitor luminos să fie confirmat. Mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc și accentuez un cuvânt, așa cum place mie, strac concluzii. Ai folosit cuvântul alături. Ăsta este singura șansă pentru noi toți, nu numai pentru doi prieteni ca noi. Toți trebuie să fim alături, așa vom rezista. Așa să fim. Mulțumesc! Mulțumesc oameni. mult!